Bună ziua, în cele ce urmează voi rezolva problemele date la simularea pentru examenul de bacalaureat în București pentru profilul matematică informatică în noiembrie 2023, da? Nu știu, aici apare inspectoratul județean Ilfov, abarna. Dacă a fost și în București sau inspectoratul pe tot județul Ilfov, da, așa am găsit-o pe net, da? Dar nu contează, sunt niște probleme de rezolvat, hai să vedem. Deci, prima problemă, simplu, țătare, calculați termenul B4 al progresiei geometrice, știind că B1 e radical din 3, B2 egal cu 9, da? Știți că într-o progresie geometrică, rația înseamnă raportul a doi termeni consecutivi, B2 pe B1. 9 pe radical din 3, cât face? 9 este radical din 3 la a patra, că la a doua este 3 și încă o dată, da? Supra radical din 3, deci este radical din 3 la a treia. Știți că termenul general este Bn egal cu un termen oarecare, un Bs să zicem, o rația la diferența indicilor. Nu trebuie neapărat să vă faceți la B1. Da? În cazul meu, da, dar nu e obligator. Puteam și de B2 să mă leg, da? Deci B4 este B1, de exemplu, o rația la a treia. Sau putea să ziceți, este B2, o rația la diferența indicilor, la a doua. E același lucru, da? Deci B4 la mine vine B1 radical din 3, ori rația asta la a treia, adică radical din 3 la a noua. Deci îmi dă radical din 3 la a zecea. Adică radical din 3 la a 2 e 3, 3 la a 5. Și ăsta cât face? 243. Da? Și am terminat pe B4. Să vedem subiectul 2. Eu, pardon, scuze. Asta m-am dus prea încolo. Așa, deci ăsta a fost subiectul 1. Subiectul 2. Se consideră funcția f definită pe r cu valori în r, f de x egală cu x pătrat minus 2x plus m cu m real. Determinați numărul real m pentru care vârful parabolei asociate f este situat pe dreapta y egal cu x. Păi știți că vârful unei parabole are coordonatele x vârf, y vârf, unde x vârf este minus b pe 2a, și y vârf este minus delta pe 4a pentru funcția f de x egal cu ax pătrat plus bx plus c, cu a diferit de 0, ca să fie parabola, da? Prin urmare, eu ce trebuie să verific? Vârful să fie pe această dreaptă, adică aceste două coordonate trebuie să verifice ecuația dreaptă. Deci va trebui să am y vârf egal cu x vârf. Deci y vârf este minus delta 4 minus 4AC minus 4M pe 4A, pe 4 ori 1, 4, egal cu minus B, adică minus 2, supra 2A. Da? Deci îmi dă, mai simplific printr-un 4, da? Și îmi dă M minus 1, că am și minusul din față, egal cu plus 2 pe 2, egal cu 1. Deci rezultă M egal cu 2. Da? Și cu asta am terminat problema 2. Problema 3. Zice, rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 2 la x pătrat egal cu 4 ori 2 la x. Păi 4 este 2 la a doua, deci obținem 2 la a doua ori 2 la x. Adunăm puterile. 2 la x pătrat egal cu 2 la x plus 2. Cum? Funcția exponențială 2 la x este injectivă. În general, a la x este injectivă cu a mai mare ca 0. Ce înseamnă injectivă? Că din 2 la x egal cu 2 la y rezultă x egal cu y, dar și reciproc, da? Că dacă x egal cu y înseamnă același lucru, botezat. Deci îmi dă x pătrat egal cu x plus 2, trecem o parte asta la altă, x pătrat minus x minus 2 egal cu 0. X1, 2 egal. 1 plus sau minus radical din 1 minus 4ac, adică 1 plus 8 pe 2, 1 plus sau minus radical din 9 e 3 pe 2. Și avem x1 egal cu 4 pe 2, 2, x2 minus 2 pe 2, minus 1. Deci 2 și minus 1 sunt soluția. Problema 4. Determinați numărul de elemente ale unei mulțimi A, știind că mulțimea A
are exact 16 submulțimi de cel cu cel mult două elemente. Atenție, asta e foarte important, da? Ce înseamnă? Știți că dacă aveți o mulțime de cardinale n, numărul submulțimilor cu k elemente, submulțimilor, da? Deci neordonate, este combinări de n luate câte k. Prin urmare, eu am cel mult două elemente, adică ce se întâmplă? Trebuie să am mulțimile cu 0 elemente, care e mulțimea vit, mulțimile cu un element, mulțimile cu două elemente, ăsta trebuie, suma lor trebuie să dea 16, da? Combinări de n luate câte 0 e 1, combinări de n luate câte 1 e n, combinări de n luate câte 2 vine cine? N, n minus 1 pe 1 ori 2, egal cu 16, da? Aducem la același numitor și obținem 2 plus 2n plus n pătrat minus n egal cu 32. Trecem pe toți în aceeași parte și vine n pătrat plus n, 2 minus 32 minus 30 egal cu 0. Cât e delta? Este 1 minus 4 ac, adică plus 4 ori 30, 120 cu 1, 121. Decenul egal cu minus 1 plus sau minus radical din delta 11 pe 2. De unde avem n1, 11 minus 1, 10 pe 2, 5, n2, minus 11 minus 1, minus 12 pe 2, minus 6. Dar, atenție, fiind numărul de elemente ale unei mulțimi, ăsta trebuie să fie cel puțin 0, că poate să fie și mulțimea vită, dar evident că având cel mult două elemente, atunci automat n chiar era mai mare sau egal cu 2, da? Pentru că nu puteam dintr-o mulțime cu 0 elemente să iau mulțimile cu cel mult. A, de fapt mergea, da, cu cel mult 2 elemente, care ar fi fost 0 în principiu. Deci chiar n mai mare sau egal cu 0. Deci asta nu convine, deci iată că n egal cu 5. Cu asta am terminat problema. 5.